E prima dată în 8 ani de când sunt la echipa națională și văd 5.000-6.000 de români la un meci în deplasare. Nici nu s-a simțit că am jucat în deplasare. Vreau să le mulțumesc că au venit în număr atât de mare și ne-au făcut să ne simțim ca acasă. Sper că am făcut fericiți, am reușit să câștigăm meciul, să ne îndeplinim primul obiectiv din această lună și acum așteptăm meciul cu Lituania. Este al treilea meci la rând în Liga Națiunilor când începeți cu aceeași echipă, echipa care s-a conturat la Euro. Este această echipă capabilă să forțeze calificarea la Mondiali? Da, astea sunt deciziile lui Mister, nu cred că poate să le comenteze nimeni. Noi suntem aici să-i facem viața grea, să ne antrenăm bine și să fim competitivi în antrenamente și cred că este de vreme să vorbim despre calificări. Mai avem încă 3 meciuri în grupa națiunilor, pe urmă în decembrie va fi tragerea la sort. La fel cum știți și dumneavoastră, știm și noi că ultimul mondial la care am fost a fost în 98, așa că știți cât de dificil este, dar e bine că suntem încrezători și în același timp am rămas la fel de umil, să zic așa, chiar dacă am reușit să facem o performanță uriașă în această vară pentru fotbalul românesc. Știm că în continuare este loc de îmbunătățiri și de aceea avem aceste meciuri din Liga Națiunilor, să ne testăm, să încercăm să ne ridicăm nivelul și mai mult. Și da, sperăm toți, de fapt gândul nostru este la mondial. Știm că va fi greu, acum suntem în mare proporție din ce știu eu în urna a doua pentru tragere și vom vedea în decembrie în ce grupă vom fi, dar cu siguranță că toată energia noastră și tot ceea ce vom face și la aceste meciuri rămase și în lunile care vor urma vor fi cu gândul la calificările pentru mondial. Faceți naționala, s-a creat un nucleu, faceți naționala să fie pe buzele românilor primul 11, să fie știut de români înainte să intre cum era pe vremuri, să știa primul 11. Da, nu știu, poate trebuie să-l întrebați pe Mister lucrul acesta. Suntem 25 de jucători care venim la echipa națională pe care Mister îi cheamă și toți suntem la fel de competitivi în antrenamente. Toți vrem să-i demonstrăm că merităm să jucăm. Nivelul nostru a crescut atât la antrenamente cât și la meciuri și, cum am zis, depinde de noi să-i facem lui viața grea așa să aibă de unde alege. De fapt, să-i fie greu să aleagă un primul 11. Din iarnă la FCSB sau din vară? Te așteaptă Gigi Becali cu brațele deschise, așa zis. Din iarnă e greu. Din iarnă, cum v-am zis, voi intra în ultimele 6 luni de contract și cred că va fi greu să plec din iarnă. Așa că liber, dacă nu voi semna prelungirea acolo sau ceva, voi fi din vară. Nu pot să comentez acum pentru că vreau să joc cât mai bine la Damax, să-mi fac treaba acolo, să fiu convocat în continuare la echipa națională și să avem rezultate. Am spus că doar trebuie să spui că vrei să vii și gata, ești venit. Da, nu știu, cu mine n-a vorbit nimeni, nici nu vreau să vorbesc, nici n-am voie să vorbesc, sunt sub contract încă acolo, mă simt bine, vom vedea ce va fi din vară.